liceal. De ce? Pentru că este una dintre preferatele mele și una dintre preferatele lor, Diana Condrache! De la Bianca, Tea și Sophie au venit pentru un episod din seria Cântă Cuvântul, pe care o să-l facem astăzi cu Diana și mulțumim tare mult că a venit la noi și că a acceptat această colaborare cu elevii noștri. Aș vrea să puteți să-i descoperiți mai pe toți așa cum i-am descoperit și eu, în primul rând ca oameni și apoi ca și creatori de content și cred că v-ar plăcea de 1000 de ori mai mult de ei decât doar vizualizându-le vlogurile. Începe așadar Cântă Cuvântul cu Diana Condrache! Primul cuvânt este de fapt o expresie. Nu mă uita. Zi de la. Nu mă uita. Chiar dacă fi cu a ta. Pleacă, dar nu mă uita. Știu că m-ai iubit cândva. Drăguț! Elefant. Un elefant se legăna pe o pânză de făianjen. Și pentru că ce? Nu se rupea. Ce? Am mai chemat un elefant. Asta ai făcut tot rap? Da. Pentru că asta, lăță, lăba, sma, șacă, te văd, fără, ia. Următorul cuvânt este destul de uzual, bani. Banii vorbesc, banii vorbesc. Unii te ridică, alții te opresc. Lovesc. A, lovesc. Bani, 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 bagă bani. Bani, oh, bani, 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 vezi? Bani, 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 și fetele, zilele. Oh, 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 banii. Colorate. Lumea noastră e desenată în creioane colorate. Eee, bravo! Și nu mai știu de aici. Și îmi place așa de tare, tu adu-ți soare în sufletul meu. Îmi place așa de tare, în nopțile culoare, cu tine pot fi eu. Le-am desenat pe toate în creioane colorate. Am desenul meu și altceva nu-mi doresc, doar atât. Îți mulțumesc. Sus! Am de ăsta sus ca ceartă. Stai că știu. Dăm până dimineață, nimeni nu se duce acasă. Fata, vezi, mișcă, bine, știu că nu te... Unde e sus? Ține. Nu știu. Eu sunt tot pe vechi. Ia să vedem, Sofie, tu știi piesa asta cu... Tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Parcă mi se pare cunoscută. Cine crezi că ar putea cânta asta cu sus, tot mai, tot mai... Cine știu? Mai smac! Am înțeles. Vara. Eu vara dorm, nu am somn, nu am somn. Zorisile mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Lumina, sau lumina. Ia, șt, manele, șt. Taki, taki, tarara. Nu știu. Simte lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că-ți face plăcere. Ciocolată. Nu e dulce ciocolata, cum ești dulce tu. Rachi, tachi, tachi. Bine. Inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Inima. Inima mea bate. Jur că la asta m-am gândit. Nimic nu mai contează când ești lângă mine. Ia cu tine și inima, inima mea, și ascunde-o în bagaje pe undeva. Ia-o cu tine acolo, în America. Sau unde, Sofie? Sau în Asia. În Asia. Inima e bună. Dacă sunt pe fața ta și cel te apasă, dacă nu vei mai putea să găsiți drumul spre casă, chiamă-mă și am să vin. Îți încădesc inima cu suflet de iubire plin, a ta prima și ultima. Ani! Tu nu vreau mereu să fiu. Băi, dar tu ce muzică ascult, mă? Ia ascultă muzică de asta, mă, pe ei, pe vechi. Nu, n-ascult, you Cardi B, ce ești? Rachitachi. Stai, nu. Viața mea e doar o notă pe refren, tot ce las în urma alor mei.
Să deschidă 10 ani o sticlă să-și aduc aminte de anii grei. What you say? An de liceu. Asta cu emoții la română, scumpii. An de liceu, când la mate dai de greu. Soare. Soarele meu. Mai ai șoptit. Și acum că ai venit, așa va fi mereu. Ok. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Și când copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești. Mi-amintesc când mă ochii tăi. Ochii tăi fac gălăgie când tac. Cum? O știi? Da. Friends. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Me gusta. Me gusta la gasolina. Dame la gasolina. Me gusta la gasolina. Nimeni? Nu? E bine că nu știi ce înseamnă. Lasă că am Google Translate. Heart as in inimă. Mi-am răspuns eu. Nu? Nu? To your heart. Havana, nana. Half of my heart. Eu fac parte de Havana, nana. He took me back to Easter and I'm na na na. I know my heart is in Havana. There's something about Easter and Havana, na na. Ah, mă, că merită aplauze, te amă! Drama s-a pus cuvintele noastre pentru astăzi. Ca de final, aș vrea, dacă, adică pentru voi, dacă vreți să întrebați ceva pe Diana. Apeși singur din limbă, când le... Acum 6 ani. Deci am trecut. Piercingul din limbă, unghii. Ai musicali? Am avut, dar nu mai folosesc. Melodia ta preferată de la Alex. Alex Alvarez, fata de șurubar. Eram sigură, nu știu de ce, dar eram sigură. Care-i melodia ta preferată? De la Mira, uite tine. Cum e să fii singura fată din Five Gang? Super. Când te dau afară e super, nu? Nu mă dau afară nu pot rezista fără mine, pur și simplu. Da, mereu când zic că mă dau afară. Dia și omleta. Five Gang, sunați-mă 07. Nu, n-o să mă dea afară oricum, pentru că știu prea multe despre ei ca să mă dea afară. Prea multe. Deci te-ai lăsat de sportul pe care îl practicai, mai ales că îl făceai de performanță. Pentru că am avut niște probleme cu echipa și cum eram la divizie, în ligă, nu ne primeam nici banii. Și după ce am terminat cu echipa, a trebuit să fiu transferată la Caracal sau la Turnul Severin și am refuzat pentru că la Sfântul mă înțelegea antrenorul cu vlogul, adică știa, sunt plecat acolo și mi-era greu să merg la altă echipă să nu mă înțeleagă și na, pur și simplu m-am lăsat de tot. Dacă ar fi să schimb vlogging-ul pe altceva, pe ce ai schimba? Aș încerca pe muzică. Eu cred că ți-ar și reuși. Da, mulțumesc. Ce crezi că le place tuturor adolescenților care te urmăresc la tine cel mai mult? Sinceritatea. Și faptul că le răspund la mesaje, mereu primesc mesaje de genul ești singurul vlogger care mi-a răspuns, ești primul vlogger care mi-a răspuns. Încă fac chestia asta și dacă nu fac la toată lumea, încă încerc să fac. Să faceți totul cât mai natural, să fiți sinceri, cam asta e cheia, pur și simplu. Și să interacționați cât mai mult cu publicul vostru, cu comunitatea pe care o să o creați. Ca orice artist din orice domeniu, pentru că este un domeniu creativ, consider că trebuie să fii foarte aproape de comunitățile tale, da. Și să fii sincer. Ideea este simplă. Indiferent că ești vlogger, cântăreț, etc., etc., o facem în primul rând pentru noi și apoi pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă după caz. Subscribe la La Muzică Academy. Mulțumim Dianei! Like și share! Pa!